De aproape 2 ani, Spitalul Raional de la Căușeni este una dintre puținele instituții medico-sanitare publice din țară care a trebuit să facă față valului de infectări prin COVID în două raioane ale țării. Odată cu valurile de infectări, medicii de la noi au trebuit să-i trateze atât pe pacienții domiciliați în Căușeni, cât și în Ștefan Vodă. Așa se face că prin mâna doctorilor de la noi au trecut mii de oameni infectați prin COVID, începând cu luna martie a anului 2020. De când am deschis noi ușile de pe 28 martie, practic toți se internau aici ca suspecți, ulterior varia, adică ori se transferau la Chișinău ca caz COVID confirmat, sau rămânea la noi. Practic, toți locuitorii infectați din raionul Ștefan Vodă care s-au aflat la noi la tratament, în principiu, aproximativ toți sunt externați la domiciliu tratați. Ilie Gușilă, șeful secției de terapie intensivă de la noi, spune că în lupta pentru viață a trecut și întreaga lui familie. El afirmă că, deși împreună cu soția au studii medicale și s-ar părea că cunosc multe despre evoluția virusului, într-un moment dat îți dai seama că viața ta poate atârna de un fir de ață. Vreau să vă spun că eu activez în Spitalul Regional Căușeni de acum sub 40 de ani, repede 40 de ani împlinesc. Am trecut variante și situații diferite, începând cu activitatea de zi cu zi, plus războiul care l-am avut de trecut și acum alt război care ne-a declarat cu virusul acesta foarte capricios și foarte dur. Eu am trecut prin boala aceasta la începutul pandemiei și acum, toamna aceasta, repetat, cu toate că am fost vaccinat. Mulți vorbesc că, dacă sunt vaccinat și încă se îmbolnăvesc. Vreau să vă liniștesc la tema aceasta. Eu sunt liniștit fiindcă înțeleg corect lucrurile, dar vreau să vă liniștesc fiindcă care s-au vaccinat, majoritatea fac o care se îmbolnăvesc repetat, fac o boală ușoară, rar când gravitate medie. Practic, decese în cazuri cu care sunt vaccinați și decese, practic, eu nu cunosc în orice caz. Parcursul cât am stat în spital, în 3 zile, vreau să vă spun, a fost o săptămână de criză, când din 10 persoane care s-au aflat la noi, 9 au decedat. Asta a fost o săptămână de coșmar, cum s-ar spune, și toți care au fost în stările acestea extrem de grave nu sunt vaccinați. De aceea eu chiar implor și rog toată lumea, insistent, să atârne foarte serios la această problemă și să vaccineze, nu aștepte, fiindcă rudele când vin, pacienții sunt în stări de acestea foarte critice, îi întreb, care e motivul pentru așa? Diferite. Ascultă fel de fel de brașoave, fel de fel. Oamenii buni, credeți-ne pe noi. Noi, trecând prin această criză epidemică, am văzut multe și mărunte și ne-am convins și nu ne mai convinge nimeni. Scăparea este în vaccinare. De la începutul pandemiei, medicul Stella Balan a reușit să trateze sute de pacienți. Femeia afirmă că atunci când a apărut vaccinul, a crezut că a luat o briză de aer, iar cetățenii vor deveni conștienți gândindu-se atât la sănătatea proprie cât și la medici, care la acea etapă erau deja supraobosiți. Aceasta afirmă că întreaga ei familie s-a vaccinat și nu înțelege de ce până astăzi unii cetățeni mai au îndoieli față de vaccin. La mine, familia mea, părinții mei sunt în vârstă. O să spun chiar istorie din viața familiei mele. Mama are 70-71 de ani, tatăl are 72-73 de grabă să aibă. Sunt vaccinați ambii. N-au făcut boala. Sunt foarte bine, s-au simțit după vaccină. Nu au dat nicio reacție. Sora mea mijlocie și sora mai mică sunt vaccinate ambele. Una e lucrător medical, a doua e pedagog. Este vaccinat fiul meu mai mare, care tot e student și e vaccinat fără nicio frică, fără nimic. Și acum eu aștept vaccina pentru fiul mai mic. Este permisiune de la minister de a vaccina copiii. El are 14 ani, da? Să-l vaccinez și pe el ca să știu că este protejat.
Iacă ce pot eu spun, ca exemplu, pentru persoanele care cred anume în mifurile astea, care sunt publicate pe rețele de socializare, îmi pare foarte rău. Nu știu de ce să accept toată informația asta, nu este o selecție, pentru că anume asta ne duce în eroare foarte mare. Pacienții care stau la mine, acum la noi, la întrebare de ce nu te-ai vaccinat, m-am temut să nu mor. Păi bine, te-ai îmbolnăvit de COVID, nu te teme că ai să mori dacă faci COVID-ul, înțelegeți? Adică, sau eu am o mulțime de patologii concomitente și mi-e frică că o să fac trombi, cum îi spun, și o să mor. Păi bine, dar oricum tu ai făcut boala, boala merge foarte greu. Nu era frică că ai să o faci boala asta. Este o gândire, să spun că mentalitate, nu vreau să obișnuiesc pe nimeni, dar sunt opuse părerile, înțelegeți? El vrea să trăiască, dar nu vrea să facă vaccina. Și boala să o facă mai ușor, dar nici vaccina să nu facă. Asta nu poate. Sunt persoane tinere, în vârstă de 40-30 de ani. Eu am avut persoane, un băițel de 30 de ani, care a făcut o formă foarte gravă de boală, fiind cu imunitatea bună, sănătos, sportiv, cum el mi spune, eu fac sport, eu alerg dimineața, el a avut o formă foarte gravă de pneumonie virală, COVID-19, dar a ieșit bine și a plecat acasă. Mi-a promis că o să se vaccineze, tot era nevaccinat. Vicedirectorul Spitalului Raional Căușeni, Once Ban, afirmă că de aproape 2 ani secția de terapie intensivă a spitalului este plină cu pacienți COVID. Din păcate, majoritatea dintre ei ajung aici în stare extrem de gravă și nimic nu-i mai poate salva. Mulți dintre ei regretă că nu s-au vaccinat la timp, dar deja este prea târziu. După campania, început debutul campaniei de vaccinare, noi în terapie intensivă au numit pacienți numai nevaccinați. Din numărul total de bolnavi care au decedat în reanimare, deci dacă letalitatea generală e la 21-22%, atunci în rândul pacienților COVID e 44% de la începutul anului. Dar dacă luăm aceste ultime trei luni de zile, din septembrie până în noiembrie, atunci raportul deceselor în terapie intensivă dintre bolnavi cu COVID este 56-60%. Deci vă dați seama, deci o realitate foarte, mai mult jumătate din pacienți, practic, o mai decedează. Necât în la toate măsurile care le facem de terapie intensivă. Unica șansă de a scăpa și cel puțin de a preîntâmpina decesul sau de a nemeri în terapie intensivă, asta e vaccinarea. Deci vaccinarea, care e importanța vaccinării? În primul rând, dacă bolnavii se infectează, merg stările ușoare, dar dacă au bolnavi, au comorbidități, adică alte boli pe lângă COVID, deci nimeresc în spital, oricum evoluția bolii este favorabilă, deci bolnavii practic se află numai în situație boli infecțioasă și mă repede se externează. Acest bărbat a venit joi dimineața să se imunizeze împotriva COVID la centru de imunizare. El susține că după ce a făcut boala, a înțeles riscul la care se supune. El afirmă că oamenii nu trebuie să riște cu viața proprie, dar să asculte de doctori. Chiar și eu am fost bolnav de COVID. Am trecut-o cât de cât ușor și am hotărât după boală să mă imunizez, ca să nu mai repet cazul. De motiv că sunt dezinformați. De asta și oamenii nu vin să vaccineze. N-au încredere și sunt multe cazuri unde se confirmă că ori vaccina, ori persoana s-a adresat târziu și sunt cazuri și deces. Persoanele trebuie să imunizeze ca să lupte cu boala și să treacă în dânsa mai ușor. La moment, Centrul de Sănătate Căușeni dispune de 4 feluri de vaccin. Asistenta medicală Nina Țigai afirmă că doze sunt suficiente, iar cetățenii sunt îndemnați să nu asculte teoriile conspiraționale. Dezinformarea asta care merge în rețelele de socializare îi merețin pe unele persoane, unii cetățeni care nu se adresează pentru vaccinare. Dar eu îndemn toată populația, astea sunt vaccine sigure și eficiente, să vină să se imunizeze. Rata de îmbolnăvire acum la valul 4 a fost foarte mare și a fost chiar și în rândurile tineretului, adică cetățeni de vârstă mică, să zicem, da?
în Republica Moldova sunt și foarte mulți copii. Deci noi deja am început vaccinarea copiilor cu vârsta de 12 ani. Și îndemn părinții să vină să vaccineze copiii împreună cu părinții, cu acordul părintelui și cu cerere depusă de către părinte. Și orice doritor care vrea să se vaccineze împotriva COVID poate să adreseze numai cu buletinul de identitate, chiar și direct în cabinetul de vaccinare. Căușănenii care s-au vaccinat afirmă că doar așa vom putea scăpa de pandemie. Ei cred că nu trebuie să riscăm cu sănătatea proprie. Sunt pensionier, sunt vaccinat prima dată cu doze, acum în iunie, la începutul lunii iunie. Acum, iată, am fost chiar astăzi și m-am interesat când o să fie a treia doză, trebuie, după așa. Și vaccinarea alternativă nu e la moment. Da, spun, ăsta-s povești. Alternativă la moment până ce nu-i. Vaccina, da, încă poate este că încă ies mai perfecționează, iată văd că am auzit că Rusia gătește că să fie intranazal, cumva, o să fie, pe urmă să fie, dar până la moment trebuie vaccinat, mai ales așa vârsta a treia, nu copiii nu pot spun părerea mea, așa, încă e, da, vaccinarea numai decât trebuiește, la toți. Cunoaștem care au murit chiar și familiile între, desigur, și e foarte, și nu că în ani, da, e asta, pensioner, dar care e de vârstă, care e aptă de lucru, încă e asta. Sunt foarte multe cazuri tragice, e asta, așa că nu trebuie de încercat. Doamne ferește, lecuiești. Lecuirea cu mult e mai greu. Potrivit statisticilor, la moment în jur de 35% din cetățenii Republicii Moldova au fost deja imunizați. La Căușeni, rata de vaccinare depășește cu puțin peste 20% din populația generală. Potrivit doctorilor, pentru a avea o imunitate colectivă, este necesar ca în jur de 70% din populația țării să fie imunizată împotriva COVID.